Zici că tu ești șefa și că tu faci regulile. Ha? Băiatul meu acum s-a trezit. Și Alina s-a ascunde prin casă. Că nu vrea să fie filmată. E dimineață, fraților. Ce-am intrat de la muncă. Familionul s-a trezit. Vacanța astăzi. Nu există creșă. Uitați tablou ce fain mi l-au făcut. Am făcut frumos tablou. Și piticul meu mănâncă. Mănâncă piticul. Și astăzi ne-au venit. Au venit neamurile de la Spania. Cum să le zic eu? Neamuri le zic sau cum să le zic? Ieri. Ha? Ieri. Ieri, a? Ieri au Da. ajuns. Ieri au ajuns. Dimineață. Da. Sora ta și cumnatul. Da. Și le pot. Și nepot. Și cine mai trebuie să vină? Măta? Ha? Te faci. N-ai și zis că vine măta? Nu vine, habar n-am acum, nu știu ce-o fi făcut Georgiana. O pregătiți o surpriză ceva? Sper să nu. Ia să-l dai mâna apoi în jos. De ce râzi? Hai una, să ascunde după masă. Păi n-ai șans că vine și măta. Nu vine nimica de pace. Păi de ce nu mai vine? Ți-e dor de ea? Nu mi-a fost niciodată dor de ea. N-ai era dor de ea? Că îți ziceam. L-am eu ruinat viața, mi-a dus viața la urină. Da. Da. Mi-a dus viața la urină. Nu, nu m-ați Uitați Alina, se joacă cu ambulanța din dimineață. Abia s-a trezit și are chef să joace cu ambulanța. Tu poți în dragostea mea. Papa? Da. S-a trezit, era mofturos. Era mofturos când s-a trezit. Uitați fraților aici, fără steroiz. Mână brută. Mai e nebunit cu ambulanța aia, ce ai făcut? Ha? Nu știu. Hai că stă la pompier, ție ceva, că am dat pompiere, de pompier. Te atrage pompierii. E mie aia l-a avut un pomper. Când era tânăr, l-am luat și ea cu pompierul. S-a luat cu pompierul, ha? Să stingă. Deja ai făcut, că te prindeai pap, te trăgeai în ăla de mă la exact, îți dădea băm, băm, băm. Ieșea la tinerețe. Ce vrei să fac dacă a fost primul? Îmi lua pe la pompier. Mă duceam să vând la armată. Și? Și? Deci nu vine măta. Nu cred. Ce e bine. Ce e bine. Că poate mi-a și tata să fie așa. Valeu. Așa stăm și noi un pic de vorbă. Da. Îl întrebam și eu unii ferma aia de ciuperci. Da. Păi da. Dacă tot m-a făcut să-i trimit bani să facă fermă de ciuperci. Da. Da? Și mi-a tras țeapă. El avea, avea ce brăjeană frumoasă avea. Că aș vrea să fac și eu o fermă de ciuperci, dar mi-ar trebui bani. Bătrânește. Bătrânește și am ars. Ars, mă. Ars. Mai vrea și scule din alea, mai ții minte? Mai vrea și scule, da. Sunt mare, fane, mă făcea mai rău. Oricum mă fac cu mai rău. Că numai 3 luni am stat la pușcărie și
E și cumpărat mașină la 5.000 sau cât? 6.000. Cam în total, cam am acolo ajuns. La 6.000. Te-au prostit numai trilonii asta la pușcărie și nu-și prostit-o de 6.000, cât asta la pușcărie. Toți băguții mei puși deoparte. Pervers, cei mai perverși părinți din lume, că erau socri. Cei mai perverși socri. Ce vorbești? Ăștia s-au născut în perversiune, frate. Nu mai găsești care. În perversiune s-au născut socri ăștia. Dragoste, iu tata. Ne-au prostit tot timpul. Da. Zici că prin mine, când am urs în România, se plângea, mă, că noi nu avem pensie, că n-am apucat să avem banii de serviciu și ne-a primit pensie. Să... Bine, vă zic, hai că dacă te simteți aici la țară, nu? Da. A zis, hai să-i ajutăm. Da. Să-și facă, că el așa zicea, că vrea să-și facă fermă de ciuperci. Să vândă la piață. Să vândă la piață. Și zic, hai, mă, zic, dacă tot eram după atâtea războaie, zic, nu? Da. Leona, zic, de să facem pace, zic, să-l ajut să își facă fermă de ciuperci. Să fost milă de ei. Și el a dat bani, le-a trimis bani. Și ferma de ciuperci? N-a existat. Nici nu a existat niciodată, frate. O pupava mie banii. Hai, bine. O băba bănuțe, ce-a făcut pe ei? S-a distrat. Nu știu ce-a făcut, la bar, nu. Perversul, bă. Cum zicea mă ta? Când o ducea cu mașina. Asta vrea să mă moare. Ui, ce tare veni cu mașina. Era frică la soacră cu omor. Dar nu am așa prost să mă omor cu ea în mașină, că era mai mare pac, m-am vrea un băiat bun. Cine e bun? Hai, vreau să schimbăm pampers. Da, și după aceea mi-a zis, zice, sper, zice, să dai Dumnezeu, zice, să intri cu mașina într-o zi să moară. Ai făcut cheia în aripă. Ai, mâncava, ai coșeai toată viața, coșeai de aia de porumb. Până ți-a atingat o zință. Ha? Spune, mă, frumusețea de tata, a? Ți-ai revenit, a? Ți-au trecut mofturile. Mi-a trecut, dar nu mă lasă să-l schimb. A, lasă că îl schimbăm imediat. Și tata, socru, mă făcea pușcăreaș. Pușcăreașul, temnițelul, tâlharul și banditul. Numai așa strigat de pe mine. Ce-i cu o tâmătă? Ce făceai cu tâmătă? Pușcăreașul ăla care își bate jur de fata mea făcea. Nici măcar nu-i fata lui. Că-i tatăl lui trec. Și tata lui. Și măcar nu-i tata la... Și tu cum îi ziceai? Tăticuțu. Tu-s tăticuțu și Dumnezeu. Când era la Petra Alea să dai acasă, eu stăteam la hotel, nu intram acolo, viața nu mă gândeam. La hotel, frate, stăteam. Hai, Iubire, vină la mamă. De ce stăteam la hotel? Că iubeam prea mult de aia. Nu mi-a plăcut, frate, că n-au fost oameni serioși, n-au avut cuvânt în viața lor. Numai ne-au produit tot timpul. Toată familia ne-a produit și mătușa sa. Mătușa ta ne-a produit ce și aia tare ne-a produit. Avea un credit la cec, avea un credit la cec și zice, nu am încredere în mama să-i dau banii să plătească. Zice, îi dau la mătușă și mi-a zis că la aia am crescut, iată în fază. Ce zice tăticul acolo? Așa au și fost. Așa, te curos tu la cameră. Așa au fost. Și zic, bine tu, zic, dacă tu ai încredere în ea, da să plătim creditul până mătușă și te-ai trimitem în fiecare lună. Lună bani, nu? Așa i-am înțeles, că trimitem în fiecare lună bani. Cât e cât? 300 de euro, nu? Cât e 300 trimiteam. E 300. Cât am trimis? Vreo 8 luni, nu? Am trimis ceva ca lună. Vreo 8 luni. Și zic eu, după vreo 8 luni de zile, tu da, zic, eram pe mașină, nu, Iveta. Eram în mașină, povesteam.
Dar zic așa, de curiozitate mea, zic, ia și sună la CIC să vedem pe unde, pe ce ai mai rămas, cu ce datorii, cât mai rămâne. Da, lasă, zice, că are mătușa grijă. Că plătea aia și nu-ți faci griji. Zic, tot sună ca să mă asigur eu. Pentru... Nu e așa că eu-s mai prost, ia de aici telefonul și sună acum la CIC în România. Când sună la aia la CIC în România, zice, doamne, dar unde sunteți, doamne? Că... Da, l-am plătit de 2 ani zile, mă căuta, m-a trimis de la cum zice, la ușă. Mă căuta la mama, acasă. Să fac, că sunt confiști. Mama a zis că sunt belge. Vă dați seama, femeia ce făcea, mânca banii, făcea grătare. Nu plăte nimic, mătușa. Făcea grătărite, grătărele ai mătușisa, nu plătea nimica. Și ce-o zis la telefon? Băga banii la păcăneri. Zice, lasă, zice că ăștia-s banii, zice, cu care te-am crescut. Da. Zice, plătești și tu acum că te-am crescut cât ai fost mică. Serios? Păi plătești tu când ai fost mică, că din buzunarul meu mâncam ia-ți. Nu, în jur. Salamul de biscuiți. Mâncam ia-ți salamul de biscuiți și durerea de stomac care am avut-o ieri. Păi de ce ai avut ieri durerea? Am avut durere de stomac. Bă, da, iau ce durere de stomac am avut. Nu, o pupa bănuții. O sunase cu camera și nu răspundeași. Ca să vedeți neamurile, familia ei, măsa, mătușisa și taticuțul la vitre. Taticuțul! Hai la mama, iubire, hai. Taticuțul care ne-o ars cel mai tare. Ăla ne-o ars și de mașină de i-am cumpărat. Adică nu eu i-am cumpărat. Hai la mama, mademoiselle. O corupea una în două. Și el mă făcea cu mine din pușcărea și din chemița, nu mă scutea. Și durligar. Durligar? Ce aia durligar? Chiar? Că ai mă la mine, zona aia, la Piatra Neamț. Am mai auzit cuvântul ăsta. Moldova, durligar. Ce aia durligar? Nu știu, abar n-am, e cuvântul lui ăsta. Băi, care vă uitați la video și știți cuvântul ăsta, durligar, acolo, în zona Moldovei, să ziceți și vă pensați. Lăsați-mi un mesaj acolo, durligar, auzi? Și când? Acum sunt un an sau doi, când am fost acasă. Da. La ultima dată. Când l-am botezat pe băiat. Stăteam la un hotel, la niște băieți acolo, în Piatra Neamț. Băieți buni. Băieți buni, stea la hotelul ăia acolo și a povestit de taticuțul. Aia taticuțul, că băieții nu, dacă e de acolo, din Piatra, îi cunoșteam, știa cine e. Și taticuțul era mare țepar. Aia a fost tras la mame, în țeapă și noi stăteam la ei la hotel, eu nu știam. Zic, băi, fraților, zic, mă, mă simt așa dezolorat acum, că zic, uite ce-o făcut, zic. Și băi, frățioare, zice, stai liniștit, că nu citea, băi, tu cu cine-o făcut omul, că ne-o țepuit. Acum lumea vrea să-l ardă, înțelegi, dar zic, băi, zic, bă, lăsați-l, bă, cât ăsta aici, bă, eu pe ce mă duc, faceți ce vreți cu el, băgați-l în gips. Da, și l-a lăsat băieții în pace, da. Întrebați-o pe ea, cum stătea băiatul ăla pe balcon și se uita la el? Băleu. După balcon le-a călat hotel și se uita la el și făcea. Cum ar veni? Ce e bătaie ăsta, da, fraie? Da. Tot îți rup în tine. Tăticuțul, tata socru. Tata socru! O zis că el mă făcea pe mine pușcărea și pe el, cu ce-a fost închis? Hai zi acum, cu ce-a fost închis? Că ai nu zis băiatul ăla acolo la hotel cu ce-a fost închis? Mi-am uitat. Dacă nu, acum mi-a venit povestea, a zis și zic cu ce-a fost închis. Ce era? Tâlhărie și furt sau nu știu? Tâlhărie, furt sau înșelăciune, chestii de astea, cu înșelăciune, cu furt, cu tâlhărie. Și el ține ascuns. Eu cred că lumea nu află. Află lumea, tăticuțele. Vezi când judici pe alții și după 20-30 de ani, află lumea cine ești. Ce ai fost? Să dădea mare jurnalist. Mare jurnalist și apelă pentru înșelăciune și o furtoră pușcheria. Hai mama să te schimb. Tăticuțul socru. Devine ai 10 ani și eu, mă, cum faci tu să-mi dai banii înapoi care ți-am dat timp de 10 ani?
Eu cred că așa aveai de recuperat de la el vreo 30.000, 40.000. Nu mânca măta, un taticuțu. Hai, câte o prostitate ți-a închis, ai mers pe la Western Union, era Western Union. Săracii aia deja ziceau de la vreme, Madame, stați așa că nu puteți să trimiteți așa mult pe lună, mai ei, că vă vede ea la impozit, la taxe. A, tu făceai cum făceai și găseai un buletin și bang, iar îi trimiteai prin Western, bang, bang, bang. Și se faci pe ascunsă. Așa au fost triburile înainte. Să nu o trimiți în viața ta pe ascunsă acasă bani. Să nu știe bărbatul, Alina. Faci ai în cazuri și probleme. Strici familia, strici... Vezi că asta nu a ascultat nimic, ca frate, îi zicea, am intrat pe ei și a pus partea asta, m-am făcut. Dar părinții au familia lor, copiii au familia lor, nu trebuie. Noi, cum ar veni, aveam un credit. De vreo 10 ani de zile aveam un credit. În fiecare lună trebuia să facem plata. La apartament, cum ar veni, la măsa, știi? Că ei au zis că măsa din las o cameră acolo, la casă. Și de vreo 10 ani, în fiecare lună, tati, 400, 2-300, ba 500, ba mașină, ba... ca să mă înjure ca la ușa cortului. Și pe mine și pe ea. Pe amândoi. Ne-au jurat ca pe escroci și ne-au făcut ca pe escroci. Și acum mai este cineva care merge pe urma lor. Cealaltă. Mai este acum... Cealaltă. Aia rămâne în stand-by pentru un moment. Nu o băgăm încă pe platină. Da, îi vine rândul și la ea. Oamenii, frate, știi cum e? Să uite la mine și zice, bine mă, dar pe... Că nu, dacă lumea știe, că mă știe, că nu, am făcut pușcări și am făcut pune și zice, pușcăreașul, trimițerul, că au făcut mabelele. Și uite când afli de ei, frate, când lumea zice despre ei, că ei au rupt pușcările și închis pentru înșelăciune și prosteală. Și te faci pe tine pușcăreaș. Și el e mai mare pușcăreaș ca tine. Și te înjură și te face și cu depeci. Ce prost am fost că nu i-am dat un cap în gură. Măcar o dată. Așa să mă țină minte toată viața. Atunci a treia să fiu împrinsă și ați bani mâna în cămăși și trag un cap în gură. Bine, ia de aici! Da. Dar cum ziceai tu, lasă-mă pe tăticuță, nu o lovi pe tăticuță. E tăticuță. Băi, pe am niște povești cu tata socru de ei, vă doare mare gibila, vă doare spana, dacă vă zic. Să-mi scrieți dacă vreți să auziți povești de tata socru. Eu au crezut că nu s-a aflat niciodată, dar vedeți că eu dacă meream cu el la Piatra Neam sau la ea, niciodată nu dormeam la sucri, că mie nu-mi place unul la mână, stăteau la țară și nu aveau WC-ul în casă și mie nu prea îmi place și așa. Nu că am o problemă cu chestia asta, dar nu prea îmi place sistemul ăsta așa. Dacă am unii să stau, de ce să mă duc să mă cac în fundul curții? Corect, nu? Aveau și în fundul curții, dar aveau și în casă. Aveau? Un băgat? Da, aveau de la bun început, de când au cumpărat casă. Deci eu? Da. Unde? Deci eu și aveau banii. În fine, eu și la ceva. Dar mie nu-mi place, frate. Nu era ce vreau eu, înțelegeți? Nu era stilul meu. Și mie nu-mi place și mai ales când știu că lumea m-a îmbărligat toată viața. De la început, de când am început să umblu cu ea, din prima zi m-a făcut pușcăreaș, tâlhar și hoț. Și m-au făcut în toate felurile și eu mers pe la popi. Să ne despartă, pe la biserici, pe la gestea. Degeaba că nu eu mers vrăjile, că la mine nu merg cu vrăj, frate. Păi eu sunt mai mare vrăjitar. A, prostă și vrăjile, mă, fraților. M-am bătut cu vrăjile, cum cheam pe la filmul ăla, cu bagheta. Harry Potter. M-am bătut cu Harry Potter de la Piatra Neamț. Da. Și cum am? De fiecare dată când mergeam la hotel și acum ultima dată când am fost la un hotel la niște băieți care
Și acum și înainte, acolo la Piatra Neamț, băieți valabili, cunoscuți, am aflat istoria la jupânul. Jupânul care se dădea la mine jurnalist. A făcut el ceva școală de jurnalist, da? Era jurnalist sau mi-am aminte și cu jurnalistul? Nu știu ce-a făcut. A? Era mică, nu știu. Și am aflat că jurnalistul trăgea țepe pe acolo, lua lucrări, că el e și instalator. Instalează ce? De ce ori ar trebui să instaleze de acum atâta viață? De ce ori ar trebui să instaleze de acum toată viața? Centrale, frate. Punea grei. Centrale, grei și desea și pe eu aș spune oamenii ăștia la care mi-au luat eu la hotel la ei, înțelegi? Și când am povestit, bă, îți dai seama că era la masă, mâncam, am fost cum am luat acolo jos la el la restaurant, stai în vorbă și mă întreba, zice, dar păi, taxul, zic, păi, taxul, pe aici, zic, am auzit că a fost ceva jurnalist, zic, păi, dar cum îl cheamă, zic, nu, băieți, se cunosc, dacă cunosc lumea în oraș, dai seama. Și că i-a zis numele, a, păi zice, ăla ne-a tras nouă țeapă aici la hotel când am avut lucrări. Eu nu mai ne-a terminat lucrări, ne-a lăsat așa. Și noi când s-a plăcut el. A, ăla, zic, m-a făcut de rușine, tăftan. Câteva. Acum nu știam cum să zic la băieții azi. Bă, zic, cer scuze, îmi cer eu scuze în locul lui, că el, înțelegi, nu a avut bucăsomul. Și-a făcut treaba aia, țăpuit și-a plecat. Da. Nu, no. A zis, zice, când pune mâna pe el, el pe foc și zice, bă, fraților, zic, trebuie să vină, să o aducă pe nevastă mea, zic, nu faceți chestii de astea cât îți pe aici, zic, lăsați, după aceea, dacă vrei să-i rupeți un picior sau ceva, îți dați bătaie. Stăteau pe balcon, se uita la el și numai așa strângea bara aia de la balcon și era și de la mare. Bă, de la mare la vreo 1-9-10 și dacă băgam în anul să moară familia mea, că nu, cred că îi rupea mustața. Băi, le, să ce bine le s-a băgat ăsta, tăticuțul ăsta, tău? Băi, le-a tăticuțul. A, fraților, vedeți? O ținut ascuns și la copii și la toată lumea o ținut ascuns. Nimeni nu n-o știut. Până în momentul ăsta de față, când m-am scăpat și am zis. Da, lasă că nu o să primul pușcăreaș în familie, înseamnă că tăticuțul e primul. Nu o să primul pușcăreaș cu băi, băi, fraților, din prima zi de relații, când m-am aflat de mine, zicea cu pușcăreașul ăla. M-a făcut pușcăreaș într-una. Și om rău și... Și el era recidivist. Recidivist, frate, cu înșelătorie și cu... Iubire? Iubirea mea... O sta tăticuțul la pușcărie. Ioi, când vede video ăsta, cred că-și dă culama în gât. Unde vă sfraiere, pe Rahova? Hai, mama. De-aia zicea la măta că era pe la sârb. Măta credea că era la sârb la lucru, dar el era la pușcărie, răuria. Și când a venit tăticuțul din Sârbia, că a aflat lumea după el, că era dispărut de vreo mulți ani, s-a întors tăticuțul din Sârbia. Ce e, mă, tata? Uhu! Prins de țuțucă să zbier? Uhu! Păi e pe tăticuțul, că el zbieră mai tare. Uhu! Uite aici să, să mă joc cu tine. Da, puță mică! Bă, da! Da! Nu, no. Ia, telefonul. Da, fraților, cam pe aici se instalează tăticuțul. Lăsați că mai venim cu povestiare de tăticuțul. Ha, faci figuri? Mm? Faci figuri? Da. Hai, Mirandel. Oh, faci figuri? Pă cu mâna acolo la, la fani. Păi, alo! Bine. Fanii noștri! Alo, fanii noștri! Închizi ochișorii? Da. Dacă mai vrei să povești cu tata Săcru, dați un like, lăsați un mesaj dacă vreți în continuare povești cu tata socru,
Acum, dacă tu te auzi ce fac eu, să facem vedetă. Vedetă, star. Abonați-vă acolo. Și nu uitați. Lăsați mesaje frumoase de sărbători. Că îmi place să citesc. Mă place. Mesajele frumoase. Uitați și brad. Frumos. Ce stea frumos. Da. Alina a fugit direct în cameră. Vă dați seama că pun camera pe ea. Deci, tata socru. Atenție la vazelină.